La Ierusalim și în lumea întreagă, Biserica sărbătorește solemnitatea Sfinților Apostoli Petru și Paul pe 29 iunie. Simon, fiul lui Iona și fratele lui Andrei, primul dintre ucenici, a mărturisit că Iisus este Hristos, Fiul Dumnezeului cel viu. De aceea a fost numit Petru. Paul s-a prezentat spunând: eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar crescut în cetatea aceasta, la picioarele lui Gamaliel, educat cu strictețe după legea părinților, devenind zelos pentru Dumnezeu, așa cum sunteți voi toți astăzi. Paul, din persecutorul creștinilor, ajunge apostolul neamurilor. În Ierusalim, puține sunt locurile care amintesc de Sfântul Paul. Pentru Sfântul Petru însă, există în principal două locuri, Ghețemani și Galicantu. În primul, Petru a fost prezent cu Iisus în momentul agoniei sale, în timp ce în al doilea a trăit experiența cea mai dureroasă. Pe versantul occidental al Văii Cedronului, în anul 1889, părinții asumpționiști francezi au început săpăturile arheologice, găsind palatul lui Caiafa. Suntem aici la Biserica Sfântului Petru in Gallicantu, care este un loc sfânt de la sfârșitul secolului al V-lea. Este a patra biserică construită peste o cisternă adâncă și tradiția spune că tocmai în această cisternă adâncă, probabil situată lângă casa lui Caiafa, a fost închis Iisus singur cu o noapte înainte de a fi dat pe mâna romanilor. Inițial, perioada bizantină și cea cruciată, ca de altfel și prezentul, ne amintesc că aici, în acest loc, s-a desfășurat procesul religios al lui Isus. Mozaicurile din biserică amintesc cele mai amare momente din viața lui Petru, de la tăgăduirea învățătorului, o scenă pe care o regăsim în toate cele patru evanghelii, în contextul interogatoriului lui Iisus în casa marelui preot Caiafa, până la întâlnirea dintre Petru și Iisus pe malul lacului Galilei, după înviere, când învățătorul îl întreabă de 3 ori: Petru, mă iubești? Paște miei mei! În acest cadru evocator, plin de amintiri, părinții asumpționiști împreună cu preasfințitul Marcuțo și cu creștinii locali au celebrat primele vespere ale solemnității Sfinților Petru și Paul. Bineînțeles, mesajul este cel al locurilor sfinte, al lui Petru, care îl iubea pe Iisus, care l-a tăgăduit, dar care apoi căit și a regăsit iubirea față de Iisus. Acest mecanism al Sfântului Petru este întotdeauna util pentru noi toți. De asemenea, ne-am rugat și pentru Papa. În special, am meditat o pagină din Evangheliei Gaudium, o pagină deosebită unde se vorbește despre misterul lui Hristos cel înviat și despre Duhul Sfânt. Ne gândim la lucrare, dar în realitate nu noi lucrăm, ci Duhul Sfânt și Iisus cel înviat lucrează în noi. Printre altele, Părintele Cezar Andrei a amintit și de grupurile de pelerini. E de un an și jumătate această criză, dar Țara Sfântă a mai cunoscut și alte crize care au durat mult mai mult și care împiedicau sosirea pelerinilor. Eram obișnuiți să ne rugăm, să celebrăm, să întâlnim oamenii care veneau în masă pentru a vedea acest loc sfânt. Acum, fără pelerini, este diferit. Dar noi suntem aici ca să ne rugăm în acest loc sfânt chiar și atunci când pelerinii nu pot veni. Aceasta este misiunea bisericii. În dimineața zilei de 29 iunie, în solemnitatea celor doi apostoli, 70 de preoți franciscani, dar și din alte comunități religioase, s-au adunat pentru Sfânta Liturghie în Biserica Sfântul Mântuitor din Ierusalim. În celebrarea prezidată de preafericirea sa, Monseniorul Pier Battista Pizzaballa, Patriarhul Latin al Ierusalimului, împreună cu Monseniorul Giacinto Marcuțo, vicar patriarhal, Părintele Dobromir, vicar al Custodiei Țării Sfinte, cu discretorul Custodiei, comunitatea francescană și un număr mare de preoți, au fost hirotoniți 5 noi preoți de diferite naționalități. În predica sa, patriarhul a subliniat modul în care Biserica Ierusalimului, în acest caz prin custodia Țării Sfinte, pregătește și oferă bisericii noi preoți, care vor duce în lumea întreagă experiența lor trăită în Țara Sfântă.
În reflecția sa, monsignorul Pizzaballa a evidențiat caracteristicile celor doi apostoli. Petru, omul liber pentru că și-a pus viața în mâinile lui Dumnezeu și a învățat să se încreadă, lăsându-se condus cu încredere de providența și de voința sa. Și apoi Paul, care la sfârșitul cursei face un fel de bilanț, o recapitulare. El spune, continuă patriarhul, că în acest moment i-a mai rămas un singur lucru, și anume credința. Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința. Aceasta este marea comoară a lui Paul, în comparație cu care restul nu înseamnă nimic, este gunoi. La sfârșitul celebrării, noii preoți au fost întâmpinați în mod solemn într-o atmosferă tipic arabă.